Astăzi avem reacție la, nu uita să dai un like, comentarii și subscribe. De pop. Avem reacție la YouTube. Avem reacție la Giovanni BMF. Nu am mai reacționat noi la Giovanni vreodată. Oricum, tot ce știu de Giovanni e că e un băiat super de treabă. E un băiat dulce rău de tot. Mai mult de atâta, nu știu. Sincer, cred că am reacționat, a avut un ipic cu Rava la un moment dat, dacă nu mă înșel. Poate mă încăcat, nu știu dacă era Giovanni. Dar nu, am reacționat la Giovanni când am reacționat la 4-2-6. Stai că sunt prost rău de tot când am reacționat la 4-2-6 Cosa Nostra. Când am reacționat la Cosa Nostra, damn. Interpretare și text Giovanni, instrumental Ț, înregistrată de Ț, mix master de Broken. Ok. DOP and edit SS Sam, directed by Bruha. Nu știam că Bruha face și clipuri mai nou, dar tare guys, tare. Da, bă, că mi-aduc aminte. Da, cu aia, deci fiți atenți, poveste. Eram cu niște tovarăși. Nu mai știu unde, cred că la Beach Please. La Beach Please cred că a fost. Și stăm așa, stăm backstage. Ne uitam așa unul la altul. Vorbeam mulți la tavă, beam un pahar. Șpriț. Bă, și la un moment dat trece Giovanni. Cred că era singur, trece Giovanni. Bă, și dă așa. Bă, ce s-a îngrășat Rava cu aia. Bă, și am crezut amândoi, până în punctul în care l-am văzut pe Rava pe bune, am crezut, eu și tovarășii mei, că el e Rava. Am zis, bă, ce bine, bă, ce s-a îngrășat Rava, mă. Apropie-te de noi, dacă ai brichete și foi. Tot ce am în portbagaj, ăsta-i miros de sălaj. Apropie-te de noi, dacă ai brichete și foi. Tot ce am în portbagaj, ăsta-i miros de sălaj. Viața mea la anturaj, zi și noapte, apropie-te de mine. Dacă ai fi că stai departe, în brigada asta orice face știi că sunt parte. Și trebuie să meargă capul ca să-i parte fără carte. Dacă am câștigat vreodată, am câștigat totul prin fapt. Să nu te uiți pe umăr, că o să te topești de grad. Plac femeile cu curul mare și cu silicoane. Sau să se miși și curul bun, că noi le vrem pe toate. Două, trei regine să le țin la palejer pe spate. Să dea din cur pe bounce-ul ăsta, zici că e din state. Că mașina scoate fumul, las-o jos. Umblu singur prin ghetouri în orașul ăsta frumos. Dacă e vorba de fumat, trebuie să se învârte roata. Ai grijă că la anturaj poți să-ți uiți degeaba. Apropie-te de noi, dacă ai brichete și foi. Tot ce am în portbagaj, ăsta-i miros de sălaj. Apropie-te de noi, dacă ai brichete și foi. Tot ce am în portbagaj, ăsta-i miros de... Dacă e vorba de distracție, sigur e vorba de bani. N-o să mă ridic din pat dacă nu vă monetar. Sau poate mă relaxez când e vorba de fumat. Și sigur că o să tac dacă e vorba de turnau. Îmi place jurul meu să am doar prezență feminină. Să le dau tură seara să umplet adrenalină. Nu-mi place să vă fraierul, încearcă nu s-afirmă. Dacă întreabă de unde-s banii, se spalați deja prin firmă. Pe bine, lasă arfele, hai de vină după noi. Să-ți arăt cum se petrece când nu ești pe locul 2. 07 în buzunar, nu te numești traficant. Cistit. Cinstit aș putea spune. Nu te scoate din șoșoni, cum a zis sub gândire pe cea. Nu te scoate din șosete, real nu te scoate din șosete. Dar bounce-ul e frumos. Bounce-ul chiar e frumos. Și cinstit, exact. E o piesă cinstită până acum. Real e o piesă cinstită până acum. Chiar e ascultabilă, real. Merge. Așa la un vibe bun merge. Nobody would mind it. Real, nobody would mind it. N-ar zice nimic, bă, oprește, mă, ce e asta, mă? 07 în buzunar. E mega chill, exact. Dar nu te numești traficant. Bine că vă place, babaș. Ești maxim consumator, dar și așa e deplasat. Apropie-te de noi, dacă ai brichetă și foi. Totuși, ce mi se pare mie un pic este că refrenul intră destul de abrupt uneori. Asta e gen, intră uneori mai abruptel așa. Apropie-te de noi, dacă ai brichetă și foi. Tot ce am în portbagaj. Mi se pare că nu e chiar finalizat și nu e 100%.
Gen, nu e o piesă 100% release ready, mai sunt niște chestii mici de ajustat, mai sunt. Dar real sunt chestii pe care le aud eu. Să lași, apropie-te de noi, dacă ai brichete și foi, tot ce am în portbagaj, ăsta e miros de salaj. We pay. You know what, that's simple. A lot of niggas don't like to spend their money. We love to spend our money. We can't take none of this shit with us. None. Ain't no armored trucks pulling up at no fuel. Simple. So you better enjoy this shit. Just a fool and his money will park. We do this, so we ain't worried about it. When we go out at night, whatever we spend, 50,000, 100,000 in the motherfucking club, we can afford to do it because we ain't bring it all with us. Bă, tare. Da, mă, cu aia Giovanni chiar are potențial. Damn. Giovanni chiar are potențial. Giovanni chiar e bun. Giovanni chiar e bun. Surprinzător sau nu, Giovanni chiar e bun. E un potențial mare aici. Da, mie-mi place, mie chiar îmi place. Ok, nu știu dacă e ceva pe care aș asculta-o așa, îmi vine mie să o ascult neapărat. Dar dacă aș auzi undeva, nu a zice, pă, ce e asta? Chiar aș întreba, mă, cine cântă asta? Real, e cinstit, real, e foarte cinstită piesa asta. Dar mi se pare totuși că e o perioadă foarte proastă să lansezi piesa asta. Piesa asta nu e timpul ei lansată acum, că e septembrie. Asta dacă era lansată prin, nu știu, iunie, avea mai mult sens? Iunie, mai, avea mai mult sens decât acum. Doar că nu era... E cinstit, atâta. N-ai, e cinstit,